Dar noi în seara asta îl premiem pe domnul Gheorghe Catrinoiu, primarul municipiului Fetești, pentru a ridica premiul pentru cel mai bun proiect la secțiunea utilități publice. Felicitări! Da, mulțumesc! Bună seara tuturor! Mă bucur că ne-am regăsit în această seară la o nouă ediție organizată de Revista Română de Administrație Publică și felicit pentru acest lucru. Bineînțeles, acest premiu este al echipei, echipa care a lucrat și a implementat acest proiect. Nu pot decât să-i felicit și să te urez succes mai departe, pentru că ei sunt inima și sufletul acestor proiecte. Așa cum a spus și Ian, deputatorul meu, noi suntem cei care suntem premiați, reprezentanți. Dar munca este a echipei și îi felicit încă o dată, le urez succes și, bineînțeles, succes și dumneavoastră. Sper să ne revedem și la edițiile viitoare. Asta înseamnă că vom avea proiecte și să dea drumul să ne vedem sănătoși. La mulți ani și sărbători fericite! Mulțumim frumos! Da. Și acum, premiul pentru cel mai bun proiect la secțiunea activități recreative la nivel național este împărțit între domnul Constantin Micu, primarul comunei Tuzla și mai aproape de Mare, județul Constanța, și doamna Izabela Hurjui, director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 2 București. Încep eu atunci, mulțumesc frumos Revistei de Administrație Publică Locală pentru această oportunitate extraordinară pe care o avem de a ne prezenta proiectele și de a le face cunoscuți. Ne-ar place să fim mai bine mediatizați, dar așa cum s-a tot auzit astăzi, din păcate media ia numai partea cea mai rea și nu vine niciodată la părțile bune. Sunt proiecte extraordinare. N-am avut astăzi ocazia să prezint proiectul, poate bine, nu știu, o să vedem. Este un proiect foarte interesant, un complex de activități recreative și educație la nivelul sectorului 2, cu două lucruri foarte bune. În primul rând, a fost realizat în proporție de 90% din sponsorizări, deci nu din fond, nici din fonduri europene, dar nici din bugetul local, și asigură servicii medicale, sociale și de educație pentru aproximativ 15.000 de locuitori ai sectorului 2. Mulțumesc mult! Așa. Acum avem premiul național pentru domeniul IT-comunicare. Cel mai bun proiect la nivel național se acordă Direcției de Venituri, Buget Local, Sector 2, București. Reprezentată de domnul director executiv, Atanasie Cristian Tuțu. Vreau să felicit atât organizatorii, cât și toți participanții. Vă sărăt pentru cantări. Mulțumesc! Mulțumesc! Ei, dacă toți suntem la Brașov, a venit și județului gazdă să fie premiat. O invităm pe doamna Nicoleta Stelea, în scenă din partea Consiliului Județean Brașov, pentru a ridica premiul pentru cel mai bun proiect la secțiunea Activități Administrative. Acestui an. Și ceea ce vreau să subliniez este că vom merge în continuare cu implementarea lui, mai ales că lumea care a trecut, în ședința de Consiliu Județean, Consiliul Județean Brașov, a fost votată politica publică în vederea implementării acestui proiect într-un cercul de transfer tehnologic la nivelul județului, sperând că va fi un proiect pilot la nivelul regional și de cel național. Mulțumesc încă o dată, să vă dau fericite și să vă simțiți foarte bine la Brașov.
acum îl invităm aici pe ultimul premiant al serii. Doamna secretară Lăcrămioara Vernică, din județul Iași, pentru a ridica premiul pentru cel mai bun proiect la secțiunea Servicii Sociale la nivel național. Și tot din nou, de două ori femeie și s-ar putea și a treia oară, o aștept. Mulțumesc! După fotografii, colegul meu Ionuț Iuria va încheia seara de cernării premiilor. Eu mi-am terminat mandatul. Redau. Microfonul, mulțumesc. Îi mulțumim din nou și domnului Ștefan Budularin, directorul de vânzări. Mulțumim pentru efort, mulțumim pentru sprijin. Ar mai fi de menționat câțiva colegi ai noastre care nu au reușit să ajungă în această seară și despre care știam că nu vor reuși să ajungă în această seară și aș vrea să-i menționez. E vorba de domnul Nicolae Marghiol, președintele executiv al Asociației Cele Mai Frumoase Sate din România, care ar fi trebuit să ridice premiul la nivel național pentru la secțiunea Cultură-Artă. Vreau să vă spun că a reușit cu foarte puțin sprijin. A reușit să editeze a doua ediție a Ghidului Celor Mai Frumoase Sate din România. De asemenea, ar fi trebuit să fi ajuns și aici și domnul Nicolae Matei, primarul orașului Năbodani și mi-aș fi dorit foarte mult să fi fost alături de noi și Maria Vasilescu. Din păcate, nu a reușit să ajungă. Drumul e foarte greu de la Gorj, cum bine spunea domnul primar de Uricani. În continuare, nu mai îmi rămâne decât să vă urez distracție plăcută și voie bună, poftă bună și să anunț că mâine seară la gala APLH, gala Administrația Publică Locală la Înălțime, vom premia cei mai buni primari din România și pe lângă asta sper, pentru că tot la Înălțime sunt, vom premia, sper, spuneam, de la an la an, poate din ce în ce mai mult, și funcționari publici. Vă mulțumesc încă o dată, poftă bună, distracție plăcută. Continuare. Mulțumesc! Avem. Bună seara, vă spune Aurel Moga, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și vă urez și eu din tot sufletul la mulți ani și haideți să dansăm, să ne simțim bine, este o seară specială cu toții, pe ringul de dans, haideți! Iubitor mai pentru tine, dar soare și luna, tu ești totul pentru mine, în viața mea tu ești doar pura. Tu ești raza mea de soare, ce apare dimineața, ești un zâmbet, ești o floare, pentru tine mi-aș da viața. Ai apărut în mâncarea mea, când aveam nicio speranță, ai adus cu tine dragostea și încrederea în viață. Ca un vis de iubire, eu cu tine trăiesc, tu mi-aduci fericire, ești tot ce îmi doresc. Mână-n mână cu tine, spre soare alergam, trăim un vis de iubire, în
împreună, iubito, iubito numai pentru tine, da soarele și luna, tu ești totul pentru mine, în viața mea, tu ești doar una, tu ești draga mea de soare, ce-apoare dimineața, ești un zâmbet, ești o core, pentru tine i-aș da viața. Haideți mai mult, una și pe ritmul de dans! Să vedem în spate cineva gheața! Haideți, curaj! Iubitor, mai pentru tine, dau soarele și luna. Tu ești totul pentru mine, viața mea, tu ești doar pura. Tu ești draza mea de soare, ce-apare dimineața. Ești un zâmbet, ești o floare, pentru tine mi-aș da viața. Ai apărut în canarea mea, când n-aveam nicio speranță. Foarte bine, m-am dus cu tine dragostea și încrederea în viață. Am un vis de reiubire, eu cu tine trăiesc. Tu mi-aduci fericire, ești tot ce îmi doresc. Mână-n-mână cu tine, spre soare alergam, trăim un vis de iubire, împreună, iubito, iubito numai pentru tine, dar soare și luna, tu ești totul pentru mine, viața mea, tu ești doar una, tu ești draga mea de soare, ce-apare dimineața, ești un zâmbet, ești o floare, iubito numai pentru tine, dar soarele și luna, tu ești totul pentru mine, viața mea, tu ești doar una, tu ești draga mea de soare, ce-apare dimineața, ești zâmbet, ești o floare, pentru tine mi-aș da viața. Rămâneți pe ritmul de dans, haideți mai mult curaj, următoarea melodie o dedic tuturor îndrăgostiților, Fata Morgana, pentru toți îndrăgostiții, remix, de fapt. Am într-o zi la fereastră, strada departe buia, s-am obosit dus pe gândul, dar nici nu știu ce gândeam. Parcă era frig afară, noi pe ce alergau, nu știu, era zi cu soare sau nori ploaie cerneau. Pentru trecea o fetiță, cine era, habanam, dar știu că avea o bendiță în roșu ca de măgeam. Dar știu că avea o bendiță de-un roșu care mergea. Haideți să mânuțele sus! Cine ce aducea minte de această frumoasă melodie? Vine acolo! Totul mi s-a luminat și te-am văzut doar pe tine, tu cum erai altădat. Strada trecuse odată, timpul stătea încremenit, tu te-ndreptai înspre mine, nu știu cum ai răsărit. Se transmite în direct la Canal B. Ai
de astăzi. Bentița o tot aștept, ea vin odată cu fata ce-aduce soarele fiert. Ea vin odată cu fata ce-aduce soarele fiert. Ei, și următoarea melodie pe ritmuri așa rusește, adevărate, mai nimic pe ritmul de dans. Maria! Sei la mia dora, oh madonna, tu sei la mio cuore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo dora mia, Maria, amore. Cine știe, cine știe, iubito cât de mult te iubesc. Strigă luna, strigă stele, unde ești te doresc. Să stric fără cuvinte, numele tău să-l cânt, ca să știe lumea toată cât de drăgostit eu sunt. Tu sei la mia dora, o madonna, tu sei la mio core, o amore, sarai per sempre mia, o Maria, te amo dora mia, Maria, Maria, tu sei la mia dora. Oh madonna, tu sei la mio cuore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo d'ora mia, Maria, amore. Cine știe, cine știe, iubito cât de mult te caut eu. Strigă soare să-mi șertească, unde ești, unde sunt eu. Să strig fără cuvinte, numele tău cunoscu, ca să știe lumea toată cât de fericit eu sunt. Și mai tu sei la mia dora, oh madonna, tu sei la mio cuore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo dora mia, Maria, Maria, tu sei la mia dora, oh madonna, tu sei la mio cuore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo dora mia, Maria, amor, te amo dora mia, Maria, amor. Acum să vă văd în prima mare. Antena 1, Brașov. Nu mai contează. În legea firii, să ne închinăm iubirii, tot căutând izvorul fericirii. Când îl găsim dispare și iar plecăm în țare, spre să sorim cu buzele foc. Sunt ani în căutare, iar uneori îmi pare că ne-am găsit, dar iarăși dispare. Azi cred că-mi văd iucirea, așteaptă iar iubirea, aș vrea un strop de noroc. Iubito, cred că tu ai înțeles ideea, nu știi cât te-am așteptat, nu știi cât te-am căutat, prin tine, prin salveța ta, iubesc femeia.
înțelegea firii, să ne închinăm iubirii, tot căutând izvorul fericirii. Când îl găsim dispare și iar plecăm în sare, sper să zormim cu buze de foc. Sunt alte căutare, iar uneori îmi pare că l-am găsit, dar iarăși dispare. Azi cred că văd iubirea, așteaptă iar iubirea, aș vrea un strop de noroc. Iubito, necătura, înțeles ideea, nu știi cât am așteptat, nu știi cât am căutat, prin tine vita îndreța ta, iubesc pe umbeia, cu tine trebuie firul vieții zi de zi. Cu mine vreau să trăiesc, să mă las să iubesc, prin ochi tăi e doar găsit din o scânteia, ce îmi aprinde seama vieții când voi fi. Iubito, cred că tu ai înțeles ideea, nu știi cât te-am așteptat, nu știi cât te-am căutat, prin tine, prin tandreța ta, iubesc pe ea. Cu tine de pământul vieții zi de zi, iubito, cred că tu ai înțeles ideea, cu tine vreau să trăiesc, să te las să iubesc, prin ochii tăi eu am găsit din o scânteia, ce îmi aprinde seaua vieții din voi fi. Hai să încingem și o horă românească de-a noastră! Hai la horă! Dacă nici la horă, înseamnă că... Bună seara, dragii mei, la-la-la-la-la, că am venit și eu la voi, cu voie bună, la, 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 să te trece împreună, la, 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 la. Hai la oră! Alături de caravana de la Sinte, se știe! 2014! Bună, dragă, bă! Că am venit cu bucurie, la, 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 să vă cânt cu veselie, la, Oh,
te iubi cu toți. E bucurie, se știe. Sărcuță, sărcuță, la niciorie, bujor, la bujor. Deci în cauz, cu pricină, vei să urge nici de cine. Țica aia în grădină, noaptea când e luna lor, noaptea când e luna lor. Sărcuță, cum e ea, e drept că vara i-a plăcea. Dar când e cată vorba ea, fuge și luna, de pentru că într-o zi i-a mai rătat și el dispare asumăra.
și ți-am zis să le fac, e mai bună decât toate, e mai bună decât toate. Avem și imnul administrației publice locale. Până la imn, pentru că am făcut o greșeală, trebuie să învățăm să ne reparăm și greșelile, să o facem la timp. Din eroare am omis un premiu național important. Nu? Am făcut o special ca să o evidențiem să o evidențiem în mod special. Aș vrea să o fac din tot sufletul, pentru că o să citiți în luna decembrie un articol destul de amplu despre comuna Cumpăna. Mie mi se pare că Cumpăna este o dioramă de fonduri europene. Am vizitat comuna de curând și cred că pe fiecare stradă era o plăcuță care anunța că acolo este un fond european. Pentru servicii sociale la nivel național, vă invit din nou pe Mariana Grujiu pentru o felicitare. Aplauzele tuturor! Mulțumesc mult! Dragi colegi, reprezentanții administrației publice locale, dacă primul premiu, acela care era dedicat turismului, se numea Rodul Pământului, trebuie să spun că emoțiile m-au făcut să nu subliniez faptul că eram parteneriat, a fost realizat în parteneriat cu Asociația Celor Mai Frumoase Sate din România și Autoritatea Națională pentru Turism. De data aceasta, trebuie să subliniem faptul că acest proiect dedicat activităților sociale este realizat în parteneriat cu organizația non-guvernamentală All Vision, cu care administrația publică locală are parteneriat de 12 ani. Cantină socială pentru 100 de copii la Cumpăna înseamnă ceva care nu ar trebui să existe, dar din păcate greutățile zilei de astăzi ne obligă să le avem. Deci 10 ani de activitate a acestei cantine, dar și o cantină nouă. Așa că pentru toți reprezentanții administrației publice locale le doresc succes tuturor și, de ce nu, și întâlniri plăcute, așa cum le realizează domnul Florin Petrescu, împreună cu reprezentanții, de ce să nu spunem noi, a activităților culturale pe care le dorim a le realiza în localitățile noastre. Vă mulțumim tuturor pentru că existați și vreți să puneți în valoare munca administrației publice locale. Sănătate! Vă mulțumesc și cu deschidere, ne întoarcem la program. Doamnă Gâjui, am o problemă. Când vin la Cumpăna, trebuie să ajung la Cicea, să mă duc la Constanța, să iau podul ca să ajung la Cumpăna. Eu vreau de la autostradă să ies din la Cumpăna, nu se poate. În seara aceasta vă rog să nu mă provocați. E destul de criticată Mariana Gâjui. Așa că nu mai aduceți aminte și de autostradă. Să rămână, mulțumesc și haideți să continuăm cu imnul administrației publice locale. Dar poate va veni o zi când soarele va răsări, când administrația publică sunt oameni bogați și oameni săraci. Așa se melodie făceam acum câteva luni, câțiva ani, câteva decenii, sună cam așa. În lumea asta, cât de mare, unii zbogați au miliarde, dar nu sunt
Doamne, nefericiți, n-au bani nici casă, nu au servici. În lumea asta, cât de mare, unii-s bogați, au milioane, dar nu sunt, Doamne, nefericiți, n-au bani nici casă, nu au servici. Dar poate va veni o zi când soarele fără sări și va încălzi cu raza lui și inima săracului. Poate vom fi cu toții frați și cei săraci și cei bogați. Poate nu ne-au mai dușmani și fericiți cu toți vom fi. Sunt prin spitale, fără de mâini, fără de picioare. Cei fără ochi sunt în guvern, n-au cum să vadă acest infern. Răniți de soartă, sunt prin spitale, fără de mâini, fără de picioare. Cei fără ochi sunt în guvern, n-au cum să vadă acest infern. Dar poate va veni o zi când soarele va răsări și va încălzi cu raza lui și inima săracului. Poate vom fi cu toții frați și cei săraci și cei bogați. Poate nu ne-au mai dușmani și fericiți cu toți vom fi. Ia să fără! Atunci când vom muri, ce diferență va mai fi? Săraci, bogați, parlamentari, în fața morții suntem egali. Vă întreb atunci când vom muri, ce diferență va mai fi? Săraci, bogați sau chiar primari, în fața morții suntem egali. Dar poate va veni o zi când soarele va răsări și va încălzi cu raza lui și inima săracului. Poate vom fi cu toții frați și cei săraci și cei bogați. Poate nu ne-au mai dușmani și fericiți cu toți vom fi. Dar poate va veni o zi când soarele va răsări și va încălzi cu raza lui și inima săracului. Poate vom fi cu toții frați și cei săraci și cei bogați. Poate nu ne-au mai dușmani ca popoviști cu becali. Asta vreau să rămână de azi încolo imnul administrației publice. Că asta se întâmplă în România. Un solinor maestre, eu țin dragostea cu anul și beau vinul cu borcanul. Câteva melodii de șpriț și inima albastră pentru toți prietenii care sunt prezenți în această seară. Hai, Cararu, Palas, măsta! Petrec, măi, n-am să plec de pe pământ ca frunza picată în vânt. Să nu simt cu mânii trec, beau într-una și petrec, măi, n-am să plec de pe pământ ca frunza picată.
să nu mai stai. Păi doamne, lume, ce frumos, banul s-a ocupat palos, șalălai, lai, 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 directat, banii să-ți cheltuiești și ce-ți place să iubești, șalălai, lai, 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 pe floare de mărind, toate-n viață trec și vin, dai, 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 trec și e nimeni, cum trece floarea de tei. Să mai vrem un șpriz de plin, dai mea de-o trec și e nimeni, cum te ce pare a de tei, măi, hai, bă! Pe banii să-ți cheltuiești și ce-ți place să iubești, șalai, lai, 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 banii să-ți cheltuiești și ce-ți place să iubești, șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Păi floare de mărind, toate-n viață trec și vin, drag-drag-drag-drag, trec și e nimeni, cum trece floarea de tei. Floare de mărind, hai să mai dansăm puțin, măi, drag-drag-drag, joacă horoșa, hai de până la pucioasa, măi, hai, bă!
înțeleg.